Evoluția coronavirus în România și date despre ce se întâmplă la nivel mondial. Ultimele informații. Vorbim despre record negativ la cazuri noi în România. Decese în 24 de ore, record negativ când vine vorba și despre pacienții care sunt în stare gravă la terapie intensivă și în legătură cu numărul cazurilor noi în capitală în ultimele 24 de ore. Vorbim de 8651 noi cazuri de persoane infectate cu COVID-19 la aproape 36.000 de teste efectuate în ultimele 24 de ore. Cele mai multe cazuri noi, București, 1514 noi cazuri de îmbolnăvire, județul Timiș 545, Iași 363. Avem 146 decese în ultimele 24 de ore, iar până astăzi în România, de la începutul pandemiei, vorbim de 7419 români care au murit din cauza COVID-19. 1001 români internați la terapie intensivă. Sunt români care se află în stare gravă în secțiile de terapie intensivă. Până astăzi în România, peste 267.000 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus și peste 186.000 de pacienți care au fost declarați vindecați. Așadar, record negativ la cazuri noi. 8651 în 24 de ore, decese în ultimele 24 de ore, 146, peste 1000 de pacienți la terapie intensivă și în capitală vorbim de 1514 noi cazuri de îmbolnăvire. Coronavirus în România, vedem și evoluția COVID-19 în lume. La nivel mondial vorbim de aproape 48 de milioane de cazuri de coronavirus, cu peste 1.200.000 de oameni care au decedat. Iată și numărul oamenilor care au fost declarați vindecați, se apropie de 34.500.000. America are cele mai multe cazuri, aproape 9.700.000 de cazuri. În India avem peste 8.300.000 de cazuri, iar Brazilia trece de 5.500.000 de cazuri de coronavirus. Ultimele informații sunt și pe site-ul nostru libertatea.ro, date noi și pe pagina noastră de Facebook.